Vă salutăm, băieți, și bine v-am regăsit la un nou super episod cu FIFA 22. Nebunie mare săptămâna asta cu pachetele, fraților, și vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea. Mereu se fac acolo 3.000-4.000 de like-uri forță și haideți să strângem și minim 4.000 de like-uri la episodul de astăzi, deoarece vom face un challenge cu pachete. Am investit împreună cu Remus, de fapt, să fiu sincer, el este bancherul acestui episod. Am investit în acest episod, fraților, câte, Remus? Aproape 60.000 de FIFA points, zic bine? Da, cam 60.000 FIFA points. Iar obiectivul este să deschidem pachete până ne pică 10 walkout-uri. Așadar, în episodul de astăzi vom vedea 10 walkout-uri și nu uitați, înainte să începem, să apăsați pe butonul de subscribe, atât la mine, cât și la Remus. Aveți linkul în descriere, unde puteți să învățați o groază de chestii despre FIFA, fără să stăm prea mult la discuții. Haideți să începem, pentru că e un episod lung. Și dacă nu v-ați cumpărat încă noul joc FIFA 22, pe eneba.com aveți cel mai bun preț de pe piață și dacă folosiți codul Tudor Buțan, în afară de acest super preț, mai aveți încă un discount de 3%, nu doar la FIFA, la orice produs, suport 24/7, nu va exista nici cea mai mică problemă, așadar mergeți chiar acum în descriere și uitați-vă la ei pe site. Opa, bun. Ibrahimovic, regele. Asta zic, fratele Ibra de 84. E back to back to back. Nu se poate, nu se poate așa ceva. Sandro, nu e rău. E chiar bun, da, exact. E chiar bun, Sandro, ce aveți? Așa ce Herbie, fratele nostru. Aguero! Primul walkout deschis de Remus cu un Aguero, fraților. Chiar dacă are 71 pace, totuși este Aguero, fraților, de la Barcelona. Noul transfer. Cine îți pare că seamănă Aguero în poziția? Cu Bogdan de la noi. Da, seamănă cu Bogdanel al nostru. Chiar seamănă cu Bogdan IBM. Arias. Haide. Da, mă! Toni Kroos! Al doilea walkout. Cel mai mare walkout de până acum, 80. Da. Dar, totuși, două walkout-uri în 5.000 de FIFA points. Da. Nu e rău. Toni Kroos, jucător de la Real Madrid. Zic că nu știu jucător mare la un moment dat. Că prea dă bine așa pe o cautură aici. Next one. Opa! Di Maria! Și eu am deschis în sfârșit și un cau de la mine. Mamă, dar cum era să vină tot right wing? Bine că nu mai e trolul. Da, mă, bravo, exact. Bravo. Dar ai văzut că scrie pe spate la toți. Dar se vede așa după el, adică are... Aiura aia lui. Da. Băi, trei walkout-uri. Di Maria de 87. Poate ne dă ceva să și legăm pe Di Maria. Și doi argentinieni și un neamț până acum. Ok, România acolo. Da. Forță. Hai, Remus. Let's go. Firmino! Bobby! Roberto Firmino! Bravo! Aia zic că da. Bine. Asta e... E bun, cam e bun. Cam ca un walkout așa. Da, dar nu-l punem. Suntem corecți. Nu e walkout, totuși e forță, dar nu e walkout. Da, ăsta e walkout. Challenge-ul e challenge. Astăzi vrem 10 walkout-uri. Până acum doar 3. Multe borduri, multe... Mkhitaryan, nu e rău. Mkhitaryan nu e rău deloc. Franța! La Croix! Da, mă, tată, mă! Haide, mă! La Croix, fraților! Cel mai rapid jucător! Cel mai rapid fundaș! Fundaș central! Și o să vedeți cât costă! Stai să le arătăm la băieți! Stai să vedeți cât costă, băieți! Eu zic că o să ajungă la 40.000 ăsta! Ce, mă? Acum e 40.000, ia uite-te! Are range! Nope! Opa. Klosterman! Bă, nu ne-am dat seama, ești nebun! Al doilea și mai rapid fundaș din joc! Și ce este? Walkout! Vardy! E walkout pentru că am văzut 6 flăcări acolo! Deci e walkout! Și lui vin la vera! Da! Deci când am văzut 6 flăcări, e walkout când sunt 6 flăcări. Eu mă gândeam la Icon, când apare. Jamie Vardy de 86! Bună, nu se pare rău! Asta vreau să zic și eu, acum trebuie să ne gândim care e cel mai bun knockout de până acum. Di Maria sau Vardy? Bătălie acolo. Di Maria. Dar și Vardy e forță, pe Premier League. Vardy e Premier League, da. Chiar e Vardy e mai scump. Deci până acum cred că la Croix. 4. Încă 6, băieți. Ia asta să ne zicem cât costă.
80.000, 29. Dai forță oricum. Eu zic că o să fie un 50.000 ăsta. Premier League. Nu e rău, adică nu e back to back workout. Vreau să fiu primul din lume cu back to back workout. Nu se poate. Opa, Semedo. Încă utilizabil. Da. La limite, dar da. Ocamă, Sergio Busquets. Am, că acum e bine și să mai, na. Suntem înainte de jumătate, Marvin. Am ajuns înainte de jumătate. Aha, e bine. Mă bucur că e workout. Pentru că suntem în grafic pentru challenge-ul nostru, Remus. Da? Dacă n-am văzut Sergio acolo, nu știu de ce mă gândeam la Sergio Varan. LOL! N-am, mă, Oca. Hummels! Da, mă! Băi, ai văzut dacă mi-a fost surprindere? Da. Bravo! Hummels de 86. Bravo! De 6, mai avem încă 4. Putem, Remus. 100% facem. E un challenge greu, băieți. Ronaldo, am zis de Ronaldo, vreau. Walker, let's go. Bine, mă. Walker. Bravo, bă, bombă, nice, rău, mă, de tot. Deci vă zic sincer, nu e walkout, dar e cât un walkout. E cât vreo 3-4. E forță rău e de 3-4 tot. Walkout-uri. Despre ce vorbim, Walker, fraților? Cel mai bun ride-bat din joc. Și Radu în același pachet. Mamă, 200.000 de coins. Mamă. Nu e, mă, nu e, da? E Foden. E Foden. Foden e Foden până la urmă. Foden e Foden. Chiar e forță. Cu 87 dribling la 84 pace, chiar e forță rău. Și Soyon cu dublă. Asta e pachet bun. Asta e pachet foarte bun. Wijnaldum! Da, mă, da. Wijnaldum. Da, mă, da. Nu-mi dădeam seama cine e. Wijnaldum, fraților, așa, e, da. Cred că erau mulți. Da, vreau să zic, Paris Saint-Germain, Olanda, Borz. Wijnaldum și Hunter. Lucas! Lucas! Lucas, tată, Lucas! Ultimul pachet, Remus. Intream în ultimii 20 zile. Nu, mai sunt două. Da, mă! Brunito, mă! Bruno, mă, Bruno! Bruno Fernandes, mă! Tată, mă, Bruno Fernandes de la Manchester United într-un super pack opening. Mamă, cum era Portugalia, Manchester ST, dar hai să recunoaștem. Totuși este Bruno Fernandes, jucător de la Manchester United. Așa, da. Cel mai bun CB din joc. Da. Bruno Fernandes, mă, walkout de 88 de la Manchester United. Forță. Da, mă! Walkout din nou, back to back. Toni Kroos. Nu e rău. Back to back, Toni Kroos. Bun. Deci o să fie duplicate, dar sunt foarte aproape să ne îndeplinim obiectivul acestui episod. Încă două. 10 walkout-uri. După 500 de euro. Bun. Hai. One eternity later. Și după aproximativ 4 ore de filmări, 60.000 de FIFA points, am ajuns la 8 walkout-uri, dar fratele vostru știți foarte bine că vrea să-și îndeplinească obiectivul în fiecare episod. Mai avem nevoie de 2 walkout-uri, așadar am pregătit 6 super pachete de la SBC-urile Advanced. Și hai să începem cu asta. Cel mai slab. Cel mai slab. Da. Oare reușim acum din prima sau mai încercăm cu SBC-ul? De ce a purtat așa? Ai văzut? Negru și după aia... Da. Gold. Ciudat. Paulista. Bă, hai cu walkout. Hai, Doamne, hai să walkout. Rezolvăm episodul ăsta în astea 3 pachete. Hai, da. Nu e walkout, e Borz. Asensio. Mamă, Richarlison. Richarlison, mă, bine, Borz, mă. Cum ar fi să avem 2 walkout-uri în pachetul ăsta? Da, așa e, se pune. Cum ar fi, hai să închidem ochii amândoi. Hai. Hai. Dar nu te uiți. Nu, nu mă uiți. De-i tu. Am dat, am deschis. Da? Da. Hai, nu te uite. Hai, Doamne, măcar unul, măcar unul ca să mai facem după să avem 10, frate, să îndeplinim obiectivul. Ce naționalitate găsesc? Bă, nu știu, eu zic că e Franța. 3, 2, 1 și... Nu, că nu am deschis. Gata, mă, hai. Acum s-a schimbat și la mine Portugalia. 5, 4, 3,
2, 1 și... Marquinhos! Da, mă, tată, mă! Marquinhos și tocmai ce vorbeam cu Remus, că e preferatul meu, fraților. Chiar dacă Rafael Varane joacă la United și e forță mai înalt. Și e totuși workout forță. Nu, da. Orice workout, workout forță. Să ajungă 100.000, să ajungă undeva la 100.000. Și gândește că mai avem o șansă de 0,001%, să mai avem un 86 după el. Da, inclusiv poate să fie și Varane, 87. Corect. 86 după Varane. Foden. Nu e rău. Ache. Dar totuși, avem un workout, dar ne mai trebuie unul. Mai avem o serie de advanced. Revenim cu alte 5 pachete și sperăm, băieți, că sunt ultimele pachete. Mai avem nevoie de un singur workout să ne iasă acest episod. Unul singur. Davis, mă! Bine, tată! Da, mă, direct Davis. Forță rău de tot. Nu e workout, dar la fel ca Walker, incredibil de bun. Se apropie ultimul workout, băieți. Îl simt. Nu știi dacă îl simt, poate fi mai mulți de bun, poate fi mai mulți. Sau mai mulți, Doamne ajută. Walker, mă! Și terminăm episodul în forță cu Alexander Arnold de 87. Este ora 12 fără un sfert. Noaptea și am început episodul la ora 5:30, 6 fără, așadar aproape 6 ore de când filmăm doar episodul ăsta, ca să ne pice 10 walkout-uri, dar ne iese într-un final și mai avem baghete. Mai avem, da. Le deschidem și pe celelalte băieți. Da. Pentru public. Exact. Și Hernandez. Și Teo. Bun. Forțini. Deci ne-ar vezi de aplicăm mai bine decât din morala. Azi. Morala, nu băgați 500 de euro. Nu băgați. Așa. Faceți TBC-urile advanced azi. Exact. Mamă, cât de bine. Ți-a picat bombă, frate. Incredibil. Ce stai mâncați? Bă, deci mi-a stat inima. Am zis că terminăm episodul cu Icon. Totu, că eu nu... Fraților, cum ar fi să terminăm episodul ăsta cu 11 walkout-uri? Da, mă, și e walkout. Este walkout. Castells. Dar e walkout. 11 walkout-uri. Forță. Așa, da. Multe walkout-uri din SBC Advanced. Și ultima, cum ar fi cu 12? Închidem ochii? Hai. Că a picat Marquinhos și data trecută. Dar ai închis, da? Da, sunt închiși. Stai să văd dacă iar n-am deschis. Acum. Hai, tata, hai, tata, să terminăm episodul cu ceva forță. Cu Icon. 3, 2, 1 și... Arnold din nou! 12, mă! Back to back walkout. Și avem back to back walkout pentru prima dată în România și în lume și în istorie. Băi, cât de șmecher. Bă, după ce ne-ai chinuit atâtea ore, cred că dacă făceam SBC-urile astea de la început și în Dombele, uitați-vă și voi ce avem aici. Așadar, fraților, după 6 ore, așa cum v-am zis, ne îndeplinim scopul acestui episod. 12 walkout-uri, nu 10, dar credeți-mă că dacă nu ne pica walkout, am fi continuat. Chiar aveam și bani pregătiți să mai băgăm FIFA Points, pentru că am promis că ne vor pica 10 walkout-uri, așadar eu cred că acest episod merită minim 5.000 de like-uri acolo, forță. Haideți cu un like și cu un subscribe, atât la mine, cât și la Remus. Aveți link-ul lui în descriere să mergeți acolo. Noi ne revedem în cel mai scurt timp cu un alt episod. Până data viitoare, eu am fost Tudor, împreună cu Remusica, și v-am pupat!